Am găsit, nu știm ce mâncăm. De foarte multe ori, produsele pe care le găsim în magazine sunt pline de substanțe periculoase. De data aceasta, specialiștii trag un semnal de alarmă și avertizează că sosurile din comerț ar fi pline cu substanțe chimice. De exemplu, sosul de usturoi, atât de iubit de români, ar conține peste 7 substanțe chimice, dar și mult zahăr. Găsim acest sos în produsele de fast food, de exemplu, de foarte multe ori, în shawarma, în sandvișuri și, bineînțeles, să ajungă aceste produse inclusiv să fie consumate de copii sau de persoane care au deja probleme de sănătate și atunci lucrurile se complică. Despre alimente vorbim, despre pericolele din această perioadă, despre pericolele din vacanță. Foarte mulți dintre români merg în vacanță la malul mării, mulți dintre ei. Acolo, bineînțeles, ofertele alimentare sunt limitate, nu poți să-ți gătești tu mâncarea, nu poți să fii sigur de mâncarea pe care o cumperi, de mâncarea pe care o consumi la restaurant, așa că măcar să ne luăm un ghid de concediu. Vă prezint invitatul nostru din platou, este vorba despre domnul dr. Virgiliu Stroiescu, nutriționist. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Cu mare plăcere. Și în legătură telefonică directă cu noi, domnul Costel Stanciu, președinte APC, cei de la un ONG extrem de activ APC, care face foarte multe verificări la produsele pe care le găsim în magazine. Ei sunt autorii acestui studiu privind sosurile din supermarketuri. Bună ziua, domnule Stanciu! Bună ziua dumneavoastră, distinsul invitat și celor care ne urmăresc. Domnule Stanciu, ce ați descoperit dumneavoastră? Avem un prim exemplu, sosul de usturoi, care este foarte apreciat de către români. Decât să-l prepari acasă, mai bine îl cumperi din magazin, nici nu e scump, dar cât de sănătos e? Sosurile din comerț, în afară de denumire, nu mai au nimic în comun cu sosurile fabricate în casă sau în bucătăria unor restaurante. De aceea trebuie să fim foarte atenți atunci când cumpărăm produse din această grupă. Ele au la bază aditive alimentare, arome artificiale și extracte sub formă de pudră și mai puțin ingrediente de origine naturală. Este adevărat că în unele sosuri există și cantități mari de zahăr, până la 10 lingurițe. Păi cum ele nu sunt sărate, aceste sosuri? Ce caută zahărul în ele, în cantitate atât de mare? Pe denumirea acestora este de sosuri dulci, sau sosuri iuți, sau sosuri de soia. Sosurile de soia, de exemplu, conțin o cantitate mare de sare, până la 23 grame per 100 grame produs. Sunt mai mult o saramură decât un sos realizat din boabe de soia, fermentate, după cum se obișnuiește în bucătăria unor restaurante. Deci să înțeleg că nu am nimic în legătură, de exemplu, maioneza, așa cum o știm noi, se prepară din ouă cu ulei și cu lămâie. Da, cam asta e rețeta de bază. Maioneza pe care o găsim în magazine, să înțeleg că nu e făcută din aceste ingrediente? Gălbenușul de ou din maioneza, din sosul de maioneză comercializat în magazine, există într-o cantitate infimă, nu depășește 5 grame per 100 grame produs. Dar atenție, există și sos de maioneză fără gălbenuș de ou sau cu 0,1% praf de gălbenuș de ou. Astfel de produse nu ar trebui să se numească sosuri de maioneză. Să poartă altă denumire, nici de cum sos de maioneză. Bineînțeles că producătorii speculează vidul legislativ existent, speculează lipsa noastră de atenție în privința unor produse alimentare și vin cu astfel de produse pe piață. Să înțelegem că pe lângă substanțele care ar trebui să se găsească, de fapt avem mai degrabă de a face cu o chimie pură când cumpărăm un recipient cu un astfel de sos. Așa este. Avem de-a face cu un cocktail de substanțe chimice care
reprezintă un risc ridicat din punct de vedere al impactului pe care îl au asupra sănătății noastre. Bun, și atunci dacă maioneza nu are ouă, de exemplu, sau sosul de usturoi nu are nici măcar usturoi, atunci din ce e făcut? Pentru că noi vedem o consistență cremoasă, un miros puternic, un gust foarte puternic. Din ce sunt făcute, practic? Păi, se folosesc agenți de îngroșare, diverse gume, gumă de guar, gumă de xantan, caruba, antioxidanți pentru a se menține culoarea produsului respectiv. Se folosește monoglutamat de sodiu, în unele sosuri găsim până la 3 tipuri de potențiatori de gust și aromă. Se folosesc îndulcitori sintetici, deci se folosesc substanțe chimice cu un cost de producție scăzut, în așa fel încât la raft prețul să fie foarte mic și să fie atractiv pentru consumator. Iar consumatorul nu își pune niciodată întrebări în legătură cu acel preț așa de scăzut. Adică cum este posibil ca un astfel de produs să-l găsim la raft cu 1,50 lei, cu 2 lei. Da, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Domnule Stanciu, urmărim studiile pe care le faceți dumneavoastră, cei de la APC. Deci să înțeleg că dacă vrem să cumpărăm, dar nu avem timp să preparăm acasă, maioneză să zicem, dacă asta se folosește des, da, în salata băf, da? Cumpărăm un borcan de maioneză și n-are nici măcar ouă, n-are nici măcar un singur ingredient din cele trei care sunt obișnuite, pe care le poți face acasă, folosi pentru acasă. Nu-mi permit să caracterizez ceea ce există. Mi-e frică și nu în sensul de că poate nu mai sunt liber. Dar important este că uitați în ce stare s-a ajuns, pentru că s-a desființat Sanepidul. Era înainte, eu am lucrat în Sanepid. Acolo nu mișca nimeni, înțelegeți? Când venea Sanepidul și lua probe. A doua problemă, ce industrie sunt astea? Cine le permite ca să facă aceste preparate, pentru că se dau totuși la oameni. Dacă s-ar vopsi gardurile cu ele, n-ar fi mare nenorocire. Dar copiii, oamenii în vârstă, care poate nu prea au acasă posibilități să facă ceva, hai să iau și eu un suc și să-i intoxic cu asemenea substanțe. Și acum faptul că noi discutăm problema aceasta, e frumos că avem un dialog, dar totuși nu trebuie să anunțăm pe cineva sau să se zice cei care sunt, pentru că e sănătatea populației. Dacă noi băgăm substanțe chimice, toate aprobările necesare. Da, ce fel de aprobare poate să fie normală și rațională dacă nici nu au restul din ceea ce scrie pe ele? Adică atunci asta e problema autorităților, că au poate... La cine să ne adresăm? Că noi de aceea facem aici, nu avem nevoie de cultură generală. Să ne gândim la ce autorități, hai să discutăm. Guvernul României, nu? Păi da, că ei s-au hotărât să aibă grijă de noi. Cum permite așa ceva? Adică se fac o comisie la Ministerul Sănătății și doamna Ministru a Sănătății să reia problema aceasta, că este foarte periculoasă. Avem foarte mulți oameni bolnavi care se îmbolnăvesc inutil pentru că iau preparate care noi considerăm că sunt sănătoase și gustoase, dar care numai că nu fac bine, dar fac chiar rău. Și de aceea eu sezizăm împreună, eu nu sunt, de aceea m-a și chemat. Sunt un simț civic, așa, omenește, normal, ca medic, eu am jurat că vreau să ajut sănătatea acestui popor. Păi cu preparatele astea înseamnă că ne nenorocim. Dacă nici gust n-au nici consistență și au la ei unde să prăpădesc. Da. Bun, care e alternativa? Pentru că până la urmă... Păi uitați, foarte simplu. Ce să eviți să le cumpărăm? Cumpărăm o căpățână de usturoi care costă 1 leu. Poate și găsim și cu 50 de bani. Dar nu din cel chinezesc. Da, ăla e cam tare. Da? Da, îl tăiem în bucățele, punem în el blenderul, punem puțin ulei, punem puțin lămâie, dacă vrem punem și puțin bulion sau o roșie și a ieșit un suc formidabil, sănătos. Și deci hai să învățăm pe oameni să gătească. Eu asta am insistat și văd că degeaba bat câmpii, că vreau să facem din școli, să învețe copiii în școli. Și anul trecut am vorbit, am fost și la doi miniștri a sănătății, am fost în cabinetul lor și le-am pus, oameni buni, nu vreți să ajutăm, să aibă fiecare profesor o carte de sănătate, nu vreți să facem în școli niște lecții, cum să mănânce omul, să se descurce. Da, mulțumim, dar avem mari probleme. Păi, haideți să ne gândim ce am putea face. Din nou, anul ăsta nu mă las. Fiecare profesor
să aibă o carte în care să discute cu copiii ce e sănătate, ce e... Adică aceste noțiuni nu sunt cunoscute la noi. Și de la fel Ministerul Sănătății reînființați Sanepidul, pentru că igiena românească este foarte, foarte precară. Uitați, ștrandurile. Nu, numai mizerii sunt. Când era Sanepidul, era ceva într-un strand, păi îi punea câteva zeci de mii amendă. Avem acum un echivalent, se numește DSP, nu? Avem și protecția consumatorului. Sunt prea multe și nu-i niciunul eficient. Să fie un singur Sanepid de stat care să controleze toate aceste anexe și să facem totuși în țara asta. Uite, am fost aici la Plumbuita. Eu stau pe acolo. Da. Domnule, pe puțin câțiva zeci sau zeci de metri pătrați, ce zeci, aproape sute de metri pătrați, numai gunoaie. Și nimeni nu vine să facă ceva. De ce avem primărie, domnule? De ce și-au pus salarii mari la primărie? Să stăm cu mizerile alea în lacuri, să avem asemenea preparate, adică totuși, hai să-i zgâlțim puțin, că au uitat de ce stăm funcționari. Deci, important este oameni buni. Consumați mai puțin acesta care, uitați că domnul conferențiar care lucrează și un om deosebit de conștiincios și serios și cinstit, patriot, domnule. Ne trezește puțin telul. Nu vreți să fim sănătoși? Duceți-vă, domne, la piață și faceți-vă singur toate zemurile astea, pentru că dacă vezi mai bine, pentru că e pericol. Bun, apropo de pericole, vorbim despre ce se întâmplă în sezonul de vară. Am făcut deja o scurtă introducere, vorbim despre faptul că mergând în vacanță, de multe ori la malul mării, chiar și într-un weekend, pentru câteva zile, nu ai cum să controlezi alimentele pe care le cumperi, nu ai cum să controlezi alimentele pe care le găsești în restaurante. Sezonul de vară se asociază cu frecvența maximă a cazurilor de enterocolită. Vizate sunt familiile cu copii mici aflate în vacanță la mare, deoarece stomacul lor este sensibil, copiii nu pot tolera alimentele chiar și ușor alterate din cauza temperaturilor ridicate. Dar important e de spus că nu doar copiii sunt vizați, ci și adulții care în condițiile nerespectării regulilor de igienă se pot îmbolnăvi ușor de diverse tulburări digestive. Enterocolita duce la deshidratare severă, ne poate trimite la spital. Infecțiile care produc enterocolita pot fi transmise de la o persoană la alta din cauza alimentelor sau apei murdare sau a murdăriei din piscine și ștranduri, dacă nu vorbim de apa mării, pentru că nici apa mării nu este foarte curată. Ce avem de făcut? Pentru că sunt pericole peste tot, sunt foarte multe cazuri, sunt nenumărate probleme din cauza alimentelor, cel puțin. Și că repetiția-i mater studiorum. Repet niște treburi. Înainte Sanepidul avea igiena comunală. Și erau în fiecare zi, a lucrat acolo, în fiecare zi plecau cu recipiente să ia probe. E, cine mai face azi probe din ștranduri? Aici ce treaba? Adică trebuie neapărat reînființat Sanepidul, adică niște oameni serioși. Se întâmplă, veterinarii, pentru că au avut bani mai mulți, au desființat igieniștii și acum ei sunt cei care ne fac igiena noastră. Veterinarii sunt la igiena animalilor. Și acum noi avem igiena omenească făcută de veterinari. Și asta nu e bine. Și avem câteva ONG-uri, dar prea puține și n-au forță, n-au putere, nimeni nu-i întreabă de nimic. Adică trebuie puțină ordine și în privința asta. Hai să mergi într-un restaurant. Așa. Dacă acolo oamenii nu sunt serioși, ce speranță ai ca să iei sănătos de acolo? Păi, nu e cineva să controleze. Enterocolita. Sunt nenumărate cazuri de acest gen. De unde se ce face? Ce înseamnă enterocolită? Da. Enterointestin subțire. Da. Colon, colită. Ită înseamnă inflamație. Deci dacă noi introducem pe gurița noastră alimente care au în afară de principii alimentare și microbi, acești microbi se vor dezvolta foarte bine în tubul digestiv, că tubul de aparatul nostru digestiv e un tub. Și dacă se dezvoltă în prima parte, fac entero, dacă în partea a doua, colită, dacă sunt toate enterocolite. Și atunci microbii dezvoltându-se, fac acolo niște ședințe mari de tot, încep acolo fiecare să-și dea ce au mai rău, și omul începe să sufere. Și primul semn este diaree, adică organismul vrea să se apere, simte că e ceva, aduce multă apă și să dea afară, apoi voma. Deci când apar enterocolite, acum când e entero, spui că a depășit stomacul,
în partea cealaltă. Dacă nu sunt periculoase, acum vine și o altă problemă, mai păcătoasă, că sunt microbi care numai că îi fac rău, dar dau și toxine. Dacă ar fi microbi, ei se mulțesc, le dau un antibiotic, ai terminat de ele. Dar acum dau toxine și apar acum toxii, infecții alimentare. Adică nu numai că mâncăm microbi, dar mâncăm și toxinele lor și astea sunt foarte periculoase și foarte... Și un caz de de toxii, infecție alimentară poate ajunge cu cazuri. De ce cauză? O deshidratare masivă, mai ales la copii gravide, bătrâni, oameni cu boli cronice, oameni care nu au apărare. Scoți din ei câteva kilograme de apă și s-au nenorocit. Și atunci, deci, dacă ai diaree, automat pui apă. Dar nu pui numai apă, pui și săruri. Și atunci, cei care au diaree, imediat sunt spitalizați. Imediat la spital, verifica ce este, ce microb are, eventual niște antibiotice, niște substanțe ca să neutralizeze. Deci nu e joacă. De ce? Totul e la igienă. Deci, de ce ar trebui să ne ferim? În momentul în care mergem la un restaurant și eventual suntem și cu copiii sau la un fast food, o șaurmerie, sunt peste tot la tot pasul. Da. Ce să facem? Cum putem să verificăm și cum putem să ne păzim de pericolele astea? Prima parte, care e foarte simplă, este să ne spălăm pe mâini. Că dacă mergem într-un loc aparte și acolo nu e cea mai bună igienă și apoi mergem la masă cu aceleași mâini nespălate, tot ceea ce am agonisit acolo, introducem în noi. Și nu mai sunt ei de vină, nu, suntem noi de vină. Și acolo trebuie să fie curățenie, să fie tucurat, igienă, da, de. Nu e vine nici asta, vine unul după altul, știți. Și atunci, deci, noi să ne spălăm bine, să ne uităm ca farfuriile, vesela să fie bună, alimentele în limitele în care se pot, să întrebăm dacă au probe alimentare, că dacă se întâmplă ceva, să vadă cine este vinovatul. Și cel mai bine mergem la piață cu o sacoșă. Luăm niște fructe, le spălăm bine, punem niște roșii, punem o salată bună, punem și o ceapă și puțin usturoi și mâncăm fiind vară să lăsăm cărnăraiele, ca ele dau în special toxi-infecții. Deci, mai bine, deci, mai multe vegetale. Așa, da. Deci să evităm carnea în primul mai rând. Mai puțin de că nu știm cum e preparată. Asemenea, de asemenea, să ne ferim acum fructe de mare, scoici. Acolo e mizeria mizerilor. Și dacă luăm din aceleași, dacă au și metale grele, ai pleci sănătos la mare și după aceea te întorci cu savara sau, Doamne ferește, dacă e posibil cu un elicopter. Adică nu e joacă. Doamne ferește. Deci, păi de aceea zic. Deci să fim foarte atenți. Deci cea mai bună este să spălăm bine mâinile, să spălăm bine fructele, că dacă e fruct spălat bine, ce fructele, mai fie? Cum e, că înăuntru sunt sterile. Aici, da, da. Și să căutăm să nu combinăm alimentele aiurea. Că dacă încerci să pui și fructe, și legume, și nu știu ce, și puțină carne, și nu știu cum, se face un carambol și apoi tu-ți faci întrucolita. Deci da. Să mâncăm normal, nu mâncăm prea mult. Și asta e o altă problemă. Nu facem economie să nu mâncăm nimic, să postim că spun câștigăm bani. Deci totul trebuie gândit. Și cât mai curat, lucrurile să verificăm absolut fiecare lucru, pentru că, Doamne ferește, se întâmplă în colectivități, între copii. Sau la anunț, sau la petrecere. Sau pe plajă, sau pentru pe că plajă, sunt foarte da, mulți pe plajă, de exemplu. Da, exact, da. Pe plajă. Eu mănânci când nu trebuie, lași mâncarea, o iei de dimineață și eu vrei să o mănânci la 4. Poți să te îmbolnăvești de enterocolită din cauza apei din bazin, dintr-o piscină, de la strand, dar și din apa mării? Se poate întâmpla asta? În general, marea atât de mare încât vin valurile și nu poți să spui că au probe. Chiar dacă oamenii își mai fac ce nu trebuie în ea, da, mă rog. când vine valul și vine apa, zeci de mii de tone și deci în sine nu poți să spui că ai făcut toxinfecție, că intră în mare. Marea are și sare multă și sare dezinfectant. Așa că n-ar fi apa mării. Toată lumea la mare mai bea câte o gură, așa, știți? Din greșeală. Da, și nu prieși de acolo cu toxinfecție. Toxinfecție de alimentară. Deci are legătură strict toxinfecția, pentru că asta o auzim des. Doamne, că din cauza apei mării, că e murdară. Dar, din păcate, poate din cauza alimentației. Acum, când vezi că e multă mizerie, nu te bagi acolo. Cauți un loc mai curăț, așa, da. Deci, n-ar fi direct apa mării. Întâi are sare și sare e dezinfectant. A doua problemă e cantitate foarte mare, n-ar fi ea în sine. Este alimentul. Acum, de nou, am întrebat ceva și ne-am întrerupt unul pe altul.
Dacă te scoli dimineața, îți faci niște sandvișuri, le pui pe plajă și la ora 4 sau 3 vrei să le și mănânci și alea frig, se pot dezvolta acolo exact în pungă. Aha. Pentru că nu sunt condiți, n-ai un frigider, nu merge nimic cu frigiderul la plajă. Mai sunt care vin cu lada frigorifică. Pregătiți. De ce? Acum, da, și depinde cum o pregătești. Deci, totuși, alimentația nu este joacă. Și dacă mănâncă fructe, și la fel, fructe, dacă mănânci numai fructe și dacă amesteci fructele între ele, ea nu este bine. Poate să apară, însă nu apar, nu boli, ci apar mai mult niște tulburări de digestie, care nu cine știe ce. Da, dar dacă în orice e caz, acum, pot fi toxinfecții care pot fi mortale. Adică sunt germeni care, la care nu te joci cu ei. Care sunt acestea? Zilu, botulinicul, dacă ai o din asta, ăsta paralizezi total. Adică nu e joacă. Ouăle de rață. Ceva interesant. Găina are picioarele mai lungi. Grața mai scurte. Și ea când merge, dă cu coada pe jos, știți? E, și totdeauna ouăle de rață, niciodată nu se fac maioneză din ele. Când eram la Sanepiș, dacă unul făcea maioneză de ouă de rață, era... Pentru că au foarte multe gemeni aceștia care dau toxinfecții alimentare. Deci feriți-vă dacă nu-i fiert foarte, foarte, foarte bine ouă de rață, nu se fac maioneză din ele. Uh-huh. Ouăle, în general, nu sunt sănătoase, mai ales vara. Și apoi dau alergii și discutăm și problema aceasta. Adică foarte multe alimente dau alergii, adică organismul nu le înghite. Despre alergii vom vorbi însă în foarte scurt timp, pentru că pregătisem acest subiect. Dar zic, ca idee. Deci, important este așa, să fim sănătoși. De aceea mai întâi igiena. După aceea să gândim, ce rost are să mergi la mare să mănânci nu știu câte fripturi când poți să mănânci acum niște ananas, niște fructe, niște mere, niște piersici. Dar și pe același să le spălăm foarte bine. Revenim în câteva momente. La gluten, problemele de acest gen tind să ne sâcăie anume în concedii, atât în cazul copiilor cât și al adulților. Statisticile arată că alergiile alimentare afectează aproape 4% din populația generală, dar situația poate fi foarte gravă la copii, mai ales la cei mici, la cei mai mici. La mulți dintre ei, alergia alimentară apare alături de alte probleme, dermatită atopică, astmă, rinită alergică. Semnele sunt cam aceleași la toată lumea, ochii încep să-i usture, nasul să curgă, se instalează senzația de mâncărime. Cazurile grave ne trimit chiar la spital. Alergiile alimentare se manifestă prin urticarie, adică pupițe pe corp, umflături, mai ales la nivelul feței și al gurii, dar și prin simptome digestive, cum ar fi durerile de burtă, senzația de vom. În cazuri grave, cum vă spuneam, se poate ajunge la reacții respiratorii grave și șoc anafilactic. Foarte grave sunt, de exemplu, alergiile la nuci, alune, arahide, care pot fi ascunse în diverse deserturi. Așadar, nu e de glumit. Ce putem să facem, domnule doctor? Ce să facem? Deci, organismul nostru a fost înzestrat de, doamne, doamne, cu un sistem de apărare. Se numește sistemul ca să fii imun. Eu sunt imun la anumit lucru. Deci, adică nu mă atinge. Asta este imunitatea. Se întâmplă de multe ori că imunitatea fie slabă, fie săracă, e pervertită. Adică în loc să stea, să considere un aliment bun, ea spune, mie ăsta nu-mi place. De exemplu, nucile, nu? Da. Nu că e un aliment excelent. Cine mănâncă nuci nu face infarct de miocard. Dar de ce se face alergie până la urmă? De ce face oricum? Aici vreau să vă spun. Deci, în momentul în care mănâncă un aliment bun, lui îi se pare că alimentul ăsta e un dușman. Pentru că nu are același gen ca el. Și el consideră că e contra genului lui. Este un antigen. Observați? Deci organismul nostru are un gen, alimentul îi se pare că este alt gen și face, că e un antigen. Și atunci automat face anticorpi. Deci automat se apără făcând niște substanțe chimice și când cele două se întâlnesc, explodează. De exemplu, un om îl înțeapă o albină. Dau un exemplu. Și a făcut anticorp. El nu simte nimic. Când a doua oară îl înțeapă albina, atunci, fiind foarte toxic această substanță, organismul spune, băieți, multă apă să diluăm otrava. Și atunci face edeme și poate să facă edem glotic. Aha. Și omul nu mai poate respira și te uiți la el cum moare. Șocul anafilactic. Exact. Și atunci ce trebuie să faci automat? Orice om prevăzător
trebuie să aibă un cuțit la el, indiferent ce o fi. Da, sună, pui, sună. Pui degetul mai jos, dacă n-ai bisturiu, un briceag, să ai sub culot aici, îl bagi înăuntru în trahee, respiră omul și ai salvat o viață. Dar asta poate că nu ar fi o idee bună pentru toată lumea să facă asta. Mai bine să chem medicul. Păi n-ai timp. Nu mai ai timp. N-ai timp, ai de aici. De aceea trebuie să o prevenim. Pentru că dacă nu, îmi aduc aminte un prieten de-al meu, nu știu dacă mai trăiește sau nu, așa, a fost pe munte și a pișcat o albină. Și acolo a început să facă urât. Și n-avea decât la el un blacheu. L-a ascuțit repede ca așa, a tăiat, a respirat, a scăpat omul, după aceea a mers foarte bine. Deci nu e joa. Acum nu se întâmplă șocul anafilactic. Dar alergiile apar la copii, în special până la 5 ani. Apar în cantitate până la 10%, 6-10%. Deci copii, și în special când au un teren atopic, adică atopic un teren mai special, mai prăpădit, mai speriat. Și organismul îi merge apără, aiurea așa. Cei care au pielea mai albicioasă așa, că au părul mai albicios, cei care au piele prea subțire, aceștia în general sunt termenii mei, care fac felul de alergii, la soare se înroșesc ca racul, adică cei care n-au o rezistență bună, ăsta e terenat. Și acum se și moștenește. Și dacă ambii părinți au teren atopic, până la 70-75%, bieții copilași sunt mai predispuși de a face alergii. Și deci alergiile pot apărea și la produse animale, și în special ouă, lapte, brânză, carne, crustacee. Și de aceea vara, ca să nu facem alergii, mai puțin de la ele și la mai multe. Dar se întâmplă și la nuci, migdale, orez, câte unii căpșuni, kiwi, papaya, susan, adică asta mai rare, pe care nu le mâncăm chiar în fiecare zi. Organismul se poate zice, ce gudânsă aici noi? E să luptăm contra ei. Și atunci apare o reacție blândă, dar apare o reacție. Nu mai vorbim despre boala celiachie de la gluten, de care m-am amintit și altă dată, da? Și ce apare? Organismul atât se simte bine și începe să te mănânce pielea, se înroșește, se umflă buzele, simți că nu te simți bine, te simți că... Dacă este simplă, bei niște apă imediat și trece. Și se diminuă. Dar dacă e grea, nu te joci, pentru că e pericolul ca să faci un spas glotic, o reacție anafilactică și atunci neapărat. Și acum ce trebuie să facem? Dacă unul știe că are o alergie la ceva și o are clar, să aibă o brățară și să spună, eu am alergie. Aha. Cei care au alergie serioasă să aibă la fel la ei un mic pachetel medicamentos, o trusă cu niște obligatorii epinefrină și niște antihistaminice. Ce este histamina? E o substanță care ne face să ne scărpinăm. Când te apucă scărpinatul, te pișcă ceva și te scărpini, se declanșează ce? Histamină. Ei, când histamina asta apare prea mult, ce îi dăm? Antihistaminice. Și asta ce fac? Dau înapoi inflamația. Un pachetel foarte bun pentru cei care au alergii, nu, în concediu în special. Sunt făcute speciale. Sunt făcute săptămânii. Ce e de făcut? Ciupercuțele sunt bune, pot înlocui carnea și dacă te pricepi la ciuperci, au niște gusturi formidabile, da. Dar la fiecare ciupercă bună sunt câteva care sunt otrăvitoare. Și ciuperca otrăvită nu mai avem leac. Intră peste tot, strică sângele. Și s-a dus omul. Deci mare atenție la ciuperci, să nu fie ultima. Și nu vă luați după unii sau alții. Dacă au culori foarte, foarte roșii, foarte puternice culori, feriți-vă de ele. Deci mare atenție la ciuperci. Luați alea la stat, că sunt destul cu albe. Costă 3-5 lei. Să le cumpărăm exact. Din magazin. Și mare atenție. Cribii sunt ca formidabil de bun. Dar de aceea. Și altă problemă. Poate să treacă o viperă, să arunce peste ea venin. Și dacă nu o spălăm bine, murim devenind de viperă sau un animal și-și face nevoile pe ea și apoi mai face altă boală. Deci nu e joacă, de aceea în cultură să fie bine făcută. Deci ciupercile, mare atenție, tragem un semnal de alarmă. Ciupercile, mare atenție. Da, se poate muri din cauza ciupercilor. Da, adică, și înainte de final, un alt subiect foarte pe scurt, a trecut legea împotriva risipei alimentare. Românii cumpără foarte mult, se aruncă foarte mult și acum măcar magazinele vor fi obligate, dacă au marfă care expiră a doua zi, să o dea la un preț redus sau să o doneze. Cum vi se pare această inițiativă? Excelentă! Să facă niște OMG-uri din astea care să pună pe străzi
pentru cei care n-au de mâncare, pentru copiii străzi, n-asta da. Chiar gratuite, de ce să se arunce? Ci că se aruncă pe zi 350 de grame de hrană bună de om. Însemnează 127 de kilograme pe an. Și da, asta la români, că noi suntem cam de 120 de ori mai mult aruncăm decât alte popoare. De 120 de ori românii săraci, pentru că ne-am obișnuit, să nu avem nimica. Și când se dădea ceva alimentară, toți bătrânii, trei sacoșe să fie acolo. Chiar dacă se strică, bine să avem ceva. Și am rămas pentru altate. În German, de exemplu, mă duc și dați-mi 150 de grame de salam, dați-mi un măr. Mi-aduc aminte că un doctor cumpăra jumătate de măr mare. Și că mi-aduce jumătate de măr. Înțelegeți? Păi noi cumpărăm 3 kg și aruncăm. Pe an și că se aruncă 1,3 miliarde de tone de hrană. Iar numai Europa 200 de milioane de tone. Haide fiecare să ajutăm măcar pe săraci. Și atunci nu mai avea săraci, nu mai avea calici. Dacă atâta, dacă fiecare, ai un vecin și ai ceva care, și nu mai umplem sacoșile cu atâtea lucruri. Gândiți-vă că stomacul nostru e cât o farfurie înăuntru volum. Hai două, poftim, na. Hai un castron, da. E, de ce cumperi 6 sacoșe în cât timp? Nu mai sunt proaspete. Și trebuie să mâncăm hrană proaspete. De ce să mâncăm mai puțin de azi înainte în semnal de alarmă? Cumpărați mai puțin și mai bun. Și chiar puțin mai scump dacă cumperi mai puțin, că e mai sănătos. Cât mai natural. Și avem piețele. Mergeți la piață, dragi români. Terminați-vă cu produsele animale, că asta ne destrug. Astea ne-au produs bole degenerative. Și avem vară acum, avem fructe, mâncarea ar mama, să le mâncăm cu toții. Da, să avem grijă și la fructe, să le spălăm bine. Să le spălăm bine. Deja și fructe, exact. Și încă ceva, suntem sănătoși, mergi la mare, nu? Și dacă mănânci o salată de-aia bună și cu niște ardei și cu niște castravei și niște roșii și pui niște ulei de măsline deasupra, mamă, mamă, ce bună este, înțelegeți? Vă mulțumim mult, domnule doctor, ca de obicei eu. Plăcere să vă avem invitat. Da, și stai sănătos, ai interesant. Și un lucru, nu vă gândiți la gustos. De azi înainte, o reformă în România, ci întâi la sănătos. La sănătos. Punem punct aici discuției noastre, Laurențiu Botin de la Fix. Doriți să vă renovați casa?